Bună ziua și bine ne-am regăsit la partea a doua a emisiunii Viața Satului. Astăzi, colegul meu, operatorul Marius Gavrilă, își face debutul de reporter prezentându-ne un reportaj din Constanța. Succes, colega! Apoi, Tică Bădița vă va oferi câteva informații despre recensământul agricol, care va începe în curând. Însă, înainte de toate, să aflăm care sunt cele mai noi informații din agricultură, urmărind rubrica noastră tradițională, Jurnalul Satului. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, a anunțat pe pagina sa oficială de Facebook că sunt în curs de avizare hotărâri de guvern pentru instituirea următoarelor programe de sprijin financiar din bugetul de stat. 1. Ajutor de stat pentru motorină, aferent trimestrelor 3 și 4 ale anului 2020, în valoare totală de 340.550.000 de lei. 2. Ajutor de minimis pentru susținerea producției de usturoi în anul 2021, schema financiară fiind de 15 milioane de lei. 3. Programul Național Apicol, suma totală pentru anul acesta fiind 50.128.000 de lei. 4. Ajutor de minimis pentru susținerea crescătorilor de porci din rasele Bazna și Mangalița, pentru anul acesta schema de sprijin fiind 700.000 de lei. 5. Program pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară, schema fiind de 1.100.000 de lei. Și 6. Ajutoarele naționale tranzitorii, ANT, în sectoarele vegetal, 214.265.485 de lei, și zootehnic, speciile ovine și caprine, suma totală fiind de 94.895.655 de lei. Pentru specia bovine, programul ANT este în curs de elaborare și consultare cu mediul asociativ, alocarea fiind de 234 de milioane de lei. Sumele s-au alocat pentru fiecare program în limita bugetului MADR aprobat în legea bugetului pentru 2021. Detaliile pentru fiecare program vor fi furnizate după aprobarea fiecărei hotărâri de guvern, a mai precizat ministrul Adrian Oros. Crescătorii de ovine pot sacrifica miei și vinde carnea acestora cu ocazia sărbătorilor de Paște numai pentru consumatorul final, fiind interzisă comercializarea acesteia prin unitățile de comercializare cu amănuntul, anunță ANSVSA pe site-ul propriu. Sacrificarea mieilor se realizează în unități de abatorizare autorizate sanitar-veterinar pentru schimburi intracomunitare pentru sacrificarea de ovine, publicate pe site-ul ANSVSA. Totodată, sacrificarea mieilor poate fi realizată și în spații amenajate și autorizate temporar, organizate în condițiile legii, unde să fie asigurată supravegherea sanitară veterinară și unde sunt respectate condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Spațiile amenajate temporar pentru sacrificarea mieilor trebuie să fie situate în zone în care nu au fost impuse restricții din motive de sănătate a animalelor. Funcționarea locurilor de sacrificare a mieilor este permisă numai în perioada 30 martie-3 aprilie 2021, premărgătoare Paștelui Catolic, respectiv în perioada 21 aprilie-1 mai 2021, premărgătoare Paștelui Ortodox, între orele 7 și 17. DSVSA județene și a municipiului București vor permite înființarea spațiilor amenajate temporar numai în condiții în care în aceste spații amenajate temporar sunt respectate condițiile generale și specifice de igienă, sănătate și bunăstare a animalelor, gestionare a subproduselor de origine animală, nedestinate consumului uman, și de eliminare a deșeurilor stabilite de legislația sanitară veterinară și, pe de altă parte, există un număr suficient de medici veterinari oficiali instruiți corespunzător cu privire la efectuarea examenului ante și post-mortem, care să poată dispune măsuri de restricție sanitar-veterinară asupra cărnii în cazurile în care constată încălcări ale prevederilor legislației în vigoare la nivelul centrelor de tăiere autorizate temporar. În intervalul 11-18 martie 2021 au fost înregistrate în România 18 noi focare de pestă porcină africană.
Au fost stinse, în același interval, 31 de focare. La nivel național, erau active la jumătatea lunii martie 401 focare, conform datelor prezentate de ANSVSA. De la prima semnalare a prezenței virusului PPA în România pe data de 31 iulie 2017 și până în prezent, au fost diagnosticate 5.345 de cazuri la Mistreți în 41 de județe. În conformitate cu prevederile europene, cazurile la Mistreți se sting după cel puțin 2 ani de la apariția lor. La începutul lunii martie am plecat către granița de est a Uniunii Europene. Acolo, localnicii spun în glumă că vântul bate de două ori pe an, 6 luni dintr-o parte, 6 luni din cealaltă. Dar, lăsând gluma la o parte, urmările unui an agricol de care toți fermierii ar dori să uite, se simt acolo mai aprig decât oriunde. De aceea am stat de vorbă cu unul dintre fermierii emblematici ai României, a cărui experiență a marcat peste 5 decenii de performanță în agricultura de pe la noi. Stimațele spectatori, ne aflăm în Dobrogea, Dobrogea, tărâmul dintre ape, care paradoxal trăiește o poveste parcă fără sfârșit. Este secetă, este tare secetă. Bună ziua, domnule Manole! Bună ziua, stimate domnule Marius Gavrilă, și mă bucur, dar cum ai îndrăznit să vii în Dobrogea, că acest ținut de la 1859 la primele sosiri ale lui Ion Onescu de la Brad pe aceste tărâmuri, trimis de Rashid Pasha să vadă ce cu acest ținut, da? De atunci s-a afirmat țara vânturilor, zonă pustiită, și de atunci ne spunea Ion Onescu de la Brad că aici trebuiesc irigații, trebuiesc perdele forestiere și împăduriri. Dar iată că TVR1, Viața Satului, a îndrăznit astăzi la 5 grade, acum când îmi iei interviul. Acum, la 5 grade, dar azi noapte, minus 4 și șocurile termice care ne-au obișnuit. Doamne, să nu cumva să se întâmple ce s-a întâmplat și anul trecut cu afectarea cerealilor păiase de toamnă de temperaturile scăzute. Iată că de 3 zile avem minus 6, minus 5, minus 4 noaptea, astăzi 5 grade plus, iar ieri 12, alaltă ieri 16. Șocurile termice care evident că ne creează o stare de scepticism, ca să spun așa, mai ales că grâul a răsărit în ianuarie 2021, când el trebuia să răsară, nu, dacă era un an normal, în sfârșit de octombrie cel târziu și să parcurgă fenofazele de înfrățire și mai departe de formarea internodurilor. Aici sunt 800 de 1000 de hectare de teren arabil, de care, ce să spun, în ultima vreme am fost uitați. Afirmând acest lucru, mă gândesc la calamitățile la culturile de toamnă, care încă nu s-au acordat, cei 80%, mă gândesc la acciza la motorină din trimestrul 3 și 4 al anului 2020, care nu s-au acordat, și cu toate promisiunile Ministerului Agriculturii, prin diverși reprezentanți, secretar de stat, îl felicit pe domnul Scarlat în noua poziție de președinte al Comisiei de Agricultură din Senat, cu tot respectul și pentru domnul ministru Adrian Oros, care ne-a spus, nu promis, au spus, și eu țin la cuvintele unor demnitari ai statului român, că vor acorda și calamitățile pentru culturile de primăvară. Vezi mazăre, vezi lucernă, vezi porumbul, floarea soarelui. S-au întocmit procesele verbale de calamitate, am făcut tot ceea ce trebuia, au fost
aprobate, s-au dus mai departe la direcțiile agricole și la Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură. Sigur, ni s-a spus că, stimați fermieri care munciți pământul, glia strămoșească, o să vă acordăm despăgubirile. A fost o afirmație primă, ianuarie-februarie, mai târziu vi le acordăm în aprilie. Iată că la aprobarea bugetului nu s-au aprobat acordarea despăgubirilor pentru culturile calamitate în primăvara anului 2020 și vreau să vă spun că noi am ținut combinele în hangare, nu le-am folosit în anul 2020 de grație, cu temperaturile cele mai ridicate de când se fac înregistrări meteo în România și vreau să vă spun că, dat fiind precipitațiile, pe tot parcursul anului 2020. Aici, la Amzacea, nu s-au acumulat decât 260 de milimetri de precipitații. Unii spuneau că au făcut afirmații că seceta din 46-47, vreau să-i contrazic, că atunci aveam și eu vreo 9 anișori, 10, și mi-aduc aminte că cu toată tehnologia care atunci nu se aplica, nu era cu aratul cu calul și armanul, totuși atunci s-au realizat undeva 1200 kg de grâu la hectar, fără îngrășăminte, fără pesticide. Probabil că ne ducem acolo acum cu arhitectura verde, Doamne ferește. În sfârșit, pentru că anul 2020, care nu pot să-l uit și nu-l vor uita toți agricultorii din Dobrogea, și vreau să spun încă o dată că efectul secetei, atât atmosferice cât și pedologice, în Dobrogea a fost cel mai agresiv. Dar am uitat acest lucru și am aplicat o sumă forfetară. Ce înseamnă de la, mai exact? Și nu vreau să-l amintesc pe Muscă, să nu cumva să creadă că fac referire la el, nu fac referire la arealul geografic. Din Banat până în Dobrogea n-a fost același. Deci aici nu s-a făcut nimic. Deci grâu nimic, porum nimic, mazăre nimic. Am mai recoltat ceva floarea sărului. Și am aplicat suma forfetară, care mi se pare total, total greșit. Dar iar aici, fiind de cât, să spunem? 925 de lei pe hectarul de grâu de toamnă. Bun. Și aici, ca să revenim la astăzi, 9 martie, toată lumea face mucenici. Da? Și 40 de pahare, așa era odată. Da, dar mucenicii se fac din grâu la urmă urmei, nu? Și ne aflăm pe o solă de grâu, care, după cum se vede, este în fenofaza de înfrățire. Spuneam că a răsărit în luna ianuarie, foarte târziu, când normal trebuia să răsară cel târziu sfârșit de octombrie. Dar alături, stimați domni prezenți aici și telespectatorii postului dumneavoastră de televiziune, aceasta este lipsa tratamentului la sămânță, fapt care se manifestă prin atacul unui dăunător endemic, Zabrus tenebrioides gheoce, după numele cercetătorului care l-a descoperit și care este foarte prezent în acest areal geografic. Să spunem telespectatorilor, îmi cer scuze, că în Dobrogea, așa cum spuneați și dumneavoastră, sunt 3 agenți patogeni specifici. Dar deocamdată ne oprim la Zabrus tenebrioides, ca să vadă toți telespectatorii. Deci el, adultul, apare în luna iunie, se hrănește cu Samurastra. Mă scuzați, fac o mică istorie a acestui dăunător. Adultul, vă spuneam că apare în iunie, în toamnă are loc ponta, depunerea ouălor în sol. Vreau
vreau să vă spun că o femelă depune în jur de 80-100 de ouă, din care vor ieși larve de 2-3 mm, care, dat fiind faptul că a fost o toamnă secetoasă, la primele ploi care au apărut în toamnă, vedeți, atacul apare în vetre. Și aceasta se datorează lipsei de tratament la sămânță cu substanțe specifice. Adică au dispărut posibilitatea de tratament cu tiametoxam, cu imidacoprid, astfel încât larva, după cum se poate observa, a atacat, a tras tânăra plantuță în sol și a dispărut cultura. Ăsta este efectul lipsei de tratament în cazul cerealelor păioase de toamnă. Mă refer la orz și la grâu de toamnă. Nu am avut ca premergătoare porumb sau floarea salului. Prin rotație putea să mai reduc acest atac. Dar lipsa tratamentului cu tiametoxan la sămânță, nu o să dau denumirea substanței comerciale, a dus la acest, hai să spun, dezastru. Dezastru este. De fapt, iar este un dezastru. Atacul va continua până în luna mai. Odată cu temperaturile pozitive. Să spunem mai exact, este vorba de tratament cu neonicotinoide, nu? Da, da. S-a acordat derogare pentru cultura de porumb și de sfeclă de zahăr. Oh, dar ce facem cu floarea soarelui? Vrem să dispară această cultură pentru atacul de Tanimecus, care iară este specific pentru această zonă. Da. Pe lângă al treilea, care este? Descoperit de profesorul Manolache în zona Hârșovei în anul 1934. Este vorba de atacul de Anoxia viloza, popular cărăbușul de stepă. Am plecat din câmp și vânt și ne-am retras în biroul de la sediul fermei domnului Dumitru Manole din Amzacea. Aici, printre amintiri și gânduri despre viitor, am început un dialog despre ce este și ce va trebui să fie în exploatațiile agricole. Astăzi, doar o primă parte a discuției, un preambul, dacă vreți, pentru a vă stârni interesul pentru episodul următor. Mai ținut cam mult în frig, dar eu sunt obișnuit cu vânturile astea năpraznice, nu? De 58 de ani trăiesc pe aceste soluri nemaipomenite ale Dobrogei. Sunt obișnuit cu acest microclimat specific pentru România, pentru că arealele geografice sunt diferite. Vedeți dumneavoastră, încă de prin anul 1992, dacă mi-aduc bine aminte, da, la al 16-lea Congres de Știința Solului, Norman Borlaug, singurul inginer agronom laureat a premiului Nobel, avertiza la acea vreme că părăsirea tehnologiilor în cultura plantelor, aplicarea de pesticide, tratamente și celelalte, sunt foarte păgubitoare și domnia sa în acei ani avertiza că lipsa de hrană duce la haos, la foamete în societăți. Deocamdată doar atât pentru astăzi. O concluzie însă este firească. Pe lângă factorii patogeni, climatici sau politici, fermierii se află în fața unei provocări majore și încearcă din răsputeri să țină pasul cu vremurile și cu randamentul scontat în exploatațiile agricole. Așadar, duminica viitoare vă invit la un alt episod dobrogean, la o analiză pertinentă asupra Pactului Verde European din partea unui fermier român.
Până atunci, să auzim numai de bine. Începând cu 1 mai 2021, timp de 3 luni, în țara noastră va fi realizat recensământul general agricol. Echipele de recenzori vor fi prezente pe teren în fiecare localitate și îi vor intervieva față în față pe șefii exploatațiilor agricole pentru a afla informații generale privind exploatația agricolă, dar și informații despre modul de utilizare a terenului, despre efectivele de animale și adăposturile pentru animale, despre gestionarea dejecțiilor animaliere, despre agricultura ecologică și multe alte date. Pentru a afla și noi cum se va desfășura recensământul general agricol și ce obligații vor avea șefii de exploatații agricole, am realizat recent un interviu cu președintele Institutului Național de Statistică, instituție cheie a statului român, în realizarea obiectivelor acestui nou recensământ. Domnul președinte, la 1 mai veți lansa campania de realizare a unui nou recensământ general agricol în România. Am înțeles bine, un astfel de recensământ este realizat odată la 10 ani. Ce noutăți aduce campania 2021 față de campaniile precedente? Într-adevăr, recensământul general agricol, culegerea efectivă a datelor, va începe la 1 mai și se va derula pe parcursul a 3 luni până la sfârșitul lunii iulie. Este perioada de culegere, dar recensământul propriu-zis durează foarte mult. Noi am început tot acest proces în urmă cu 3 ani de zile și mai avem încă un an și jumătate până la publicarea rezultatelor finale. Noutățile sunt într-adevăr multe noutăți la acest recensământ. Prima noutate este că este primul recensământ în care nu mai folosim chestionarul clasic, ci folosim culegerea electronică a datelor. Asta înseamnă că noi magazinăm direct informațiile în baza de date prin intermediul tabletelor. A doua noutate este legată de organizarea unei testări a instrumentarului pe care noi l-am propus, ținând seama și de schimbarea aceasta radicală pe care noi am făcut-o. Și a treia, și iarăși foarte importantă, este că am redus foarte mult distanța de timp dintre momentul finalizării culegerii datelor și momentul publicării datelor provizorii și a datelor definitive. Vorbim de o perioadă de cât timp? Vorbim de o perioadă de 7-8 luni, deci primele rezultatele parțiale și livrarea datelor către Eurostat se va realiza la sfârșitul lunii martie 2022, iar publicarea tuturor datelor la sfârșitul anului 2022, întrucât în perioada aprilie, începutul aprilie, sfârșitul anului, sunt discuții cu Eurostatul, întrucât se verifică calitatea acestor date și numai în urma acestor verificări, în urma verificării datelor pe care noi le-am trimis, avem publicate rezultatele finale, rezultate care înseamnă foarte multe statistici, atât la nivel național, la nivel regional, județean și până la nivel de localitate. Vorbeați de noutatea numărul 2, o schimbare de instrumentar. Dacă am înțeles bine, puteți detalia ce anume înseamnă asta? Instrumentarul statistic, chestionarul propriu-zis, este o armonizare între ceea ce trebuie să facem la nivel european toate institutele naționale de statistică și cerințele pe care le avem la nivel național. E obligatoriu să avem această armonizare. Ce înseamnă anume? Ține de formularea anumitor întrebări? De ce tip de date
aveți în vedere? Ce înseamnă exact acest instrumentar? Exact. Noi trebuie să avem în vedere că acest recensământ, ca de altfel toate recensămintele organizate în România 2002 și mai ales începând cu 2009, au avut la bază regulamente europene, atât regulament cadru cât și regulamentele de aplicare, și tot ceea ce facem, facem în conformitate cu ceea ce fac și alte institute la nivelul Uniunii Europene. În plus, noi mai avem și câteva întrebări care sunt necesare la nivel național. Care ar fi acestea, domnul președinte? Întrebări specifice, să înțeleg. Da, sunt și întrebări specifice, dar e altceva ce am urmărit. La nivel european interesează în primul rând date privind utilizarea suprafețelor agricole. Noi am avut discuții la nivelul institutului cu direcțiile județene de statistică și atunci a trebuit să găsim soluții pentru a avea nu numai date privind utilizarea, ci și date după localizarea efectivă a terenului agricol. Pentru că eram în următoarea situație. O anumită localitate putea să aibă o suprafață agricolă utilizată mai mare decât suprafața efectivă. Și atunci noi am spus, e obligatoriu pentru decidentul național, pentru fiecare localitate, să avem cele două tipuri de date, cel puțin pe variabilele importante. Date privind utilizarea terenului agricol și date privind localizarea efectivă a terenului. În urma culegerii datelor de la fața locului, INS și-a propus să afle și ce suprafață este lucrată de cetățeni străini. Știut fiind faptul că în mass media au fost vehiculate tot soiul de informații și mesaje, fără ca acestea să fie validate științific. Există un studiu realizat în 2015 de un institut din Olanda numit Transnational Institute pentru Parlamentul European, studiu unde este susținut faptul că în România, citez, până la 10% din suprafețele agrare au ajuns în posesia unor investitori din afara Uniunii Europene, iar alte 20-30% sunt controlate de investitori din Uniunea Europeană. În același studiu este precizat însă că în România nu există informații statistice oficiale cu privire la numărul străinilor care dețin terenuri agricole, făcându-se și mențiunea că a deține teren agricol nu înseamnă neapărat a-l avea în proprietate, ci include și arendarea acestuia. Ar fi bine ca la finalul acestui nou recensământ să știm exact cum stau lucrurile, ca să nu mai luăm de bune acele mesaje de genul țara ne-a fost acaparată, mesaje care împănează deseori discursul jurnalistic și politic deopotrivă. E o miză pe care noi încercăm să-i găsim o soluție. Este vorba de a avea răspunsuri la o întrebare pe care și-o pun foarte mulți. Care este suprafața administrată, utilizată de cetățeni străini. Noi am pus în plus față de regulamentele europene și această întrebare pentru a avea un răspuns pe baza unei cercetări științifice, pe baza unei evaluări exhaustive la nivel național. Va fi acesta, să spun așa, un moment al adevărului, ținând cont că în ultimii ani au fost vehiculate în media tot soiul de mesaje, ne-am vândut țara, ne-au acaparat-o străinii, iată dumneavoastră veniți și în urma unor cercetări oferiți o oglindă reală, ținând cont, presupun, de diferența dintre a fi proprietar și a avea teren în arendă. Este, cred eu, importantă. Noi venim să dăm răspunsul la utilizare. Deci nu venim să dăm răspunsul la proprietatea efectivă asupra terenului, dar noi am considerat că este o obligație a noastră de a încerca să venim și să dăm un răspuns pe baza unor date certe și să nu mai existe anumite dezbateri care probabil că au cifre, dar nu sunt cifre statistice care să fie realizate pe baza unor metodologii acceptate în domeniul statistic. Un utilizator poate să răspundă și online chestionarului? Luăm în calcul, doamne ferește,
Poate să vină peste noi un nou val COVID-19, vor fi restricționate mișcările, echipele nu vor putea merge în teren. Veți lua în calcul și o comunicare online? La recensământul general agricol nu avem această variantă. La recensământul populației și locuințelor avem această intervievare online a populației, dar recensământul populației și locuințelor va fi în anul 2022. Unde avem, agricultură este obligatorie prezența în teren? Este obligatorie prezența în teren. Noi am pus culegerea datelor în perioada mai-iulie, tocmai din acest motiv. Este o perioadă prielnică, discuțiilor în aer liber, nu neapărat în încăperi închise, și în aceste condiții eu cred că riscul va fi minim pentru infectarea celor care răspund și a celor care merg în teren. Potrivit ordonanței de urgență numărul 22 din 4 februarie 2020, actul normativ prin care a fost legiferat recensământul general agricol, șeful exploatației intervievat de echipa de recenzori are obligația să furnizeze date și informații corecte și complete. Totodată, acesta are obligația să respecte și să nu obstrucționeze activitatea personalului de recensământ din teritoriu și să prezinte pentru înregistrarea corectă a datelor de identificare a persoanelor un act de identitate valabil. În caz contrar, fapta este considerată contravenție și amenda poate ajunge până la 3.000 de lei. La ce trebuie să se aștepte fermierii, locuitorii satelor, sunt publicul nostru al emisiunii Viața Satului, începând cu 1 mai, concret, se vor trezi cu echipa de la INS la poartă, vor fi anunțați, aveți deja, să spun așa, lista cu cei care urmează să fie contactați, cum vor, se vor desfășura lucrurile concret în teren? În perioada următoare noi avem recrutarea recenzorilor care vor merge în teren, avem această perioadă de instruire și apoi vom avea, începând cu 1 mai, așa cum ați specificat și dumneavoastră, demararea efectivă în teren. Am ales această perioadă tocmai pentru a avea o perioadă prielnică din punct de vedere al preîntâmpinării infectării cu COVID. Inițial aveam într-o altă perioadă, dar care era destul de neprielnică pentru a merge la fiecare utilizator de teren agricol. Și atunci, noi, fiecare recenzorul va contacta persoana fizică care utilizează terenul agricol sau reprezentantul entității juridice care administrează acest teren și pe chestionarul pe care noi l-am definitivat vom primi răspunsuri la întrebările din acest chestion. Cum știți, domnul președinte, cine utilizează cu adevărat terenul? România este o țară complicată. Unii sunt proprietari, încasează și subvențiile, dar de fapt dau terenul în arendă, fără nicio formă legală. E un joc destul de complicat în teren. Cum veți reuși să decelați și să știți ăsta e cel care utilizează cu adevărat terenul? Pregătirea sau desfășurarea recensământului are o perioadă de pregătire în care noi am venit și am desfășurat foarte multe activități în teren. Colegii noștri din Direcțiile Județene de Statistică au luat toate localitățile, au avut discuții cu primarii, cu reprezentanții localităților, tocmai pentru a ajunge la sectorizare și la definitivarea acestor liste a persoanelor și agenților economici care vor face obiectul acestor înregistrări. Deci a fost o perioadă foarte complicată pentru Direcțiile Județene de Statistică, pentru realizarea acestei pregătiri înaintea vizitării efective a fiecărui persoane fizice sau a fiecărui agent economic. Haideți să luăm următorul caz. Avem un sat cu 3.000 de locuitori, dar ei sunt proprietari.
Numai că terenurile sunt date pentru a fi utilizate unui fermier, fermier local. Echipa INS se va duce numai la acest fermier care lucrează suprafața totală, va sta de vorbă numai cu el? Fermierul este cel care vine și dă toate detaliile. Nu, vom mai duce, nu se mai duce la ceilalți 3.000 de locuitori care nu lucrează efectiv. Eu m-aș bucura să fie o localitate de genul acesta, cu o fărâmițare, o inexistență a fărâmițării și toată această inventariere să fie realizată la cel care administrează. E fărâmițată ca proprietate. Sunt 3.000 de proprietari, dar ca utilizare este omogenă, fiindcă e un singur utilizator, fermierul X, în Bărăgan, în zona de sud și de vest, situația e cam așa. Mai problematic o să fie la deal și la munte, unde de obicei proprietarul este și cel care utilizează terenul. Aveți în vedere și efectivele de animale, domnul președinte? Aș dori să mai fac un comentariu. Este foarte bine, cum a spus dumneavoastră, problema. Pe noi, cel puțin în partea de culegerea datelor, ne interesează partea de utilizare și nu partea de proprietate. Și din acest motiv, acolo unde există terenuri care sunt date în arendă, cel care asigură arenda, care asigură utilizarea efectivă, el vine să ofere aceste informații și nu proprietarul. Deci proprietarul nu va fi vizitat decât dacă el este utilizator al terenului. Dacă este dat în arendă, atunci cel care arendează va da toate aceste răspunsuri. Putem să avem și următoarea situație. Parte din teren este dat în arendă, parte din proprietate este lucrată pe cont propriu. Atunci el răspunde numai pentru ceea ce lucrează efectiv. Partea cealaltă este în grija administratorului de teren. Aici este partea complicată, că e posibil să aibă din 10 hectare 8 să fie date în arendă. Pentru cele 8 hectare este administratorul sau cel care arendează oferă toate aceste informații. Pentru tot ceea ce administrează respectiva firmă sau respectiva persoană, iar pentru cele 2 hectare pe care este proprietar, dar le utilizează efectiv, este persoana fizică care dă toate aceste detalii pentru cele 2 hectare. Atât. Deci nu pentru toate cele 10 hectare. Am înțeles. Cum veți proceda în cazul crescătorilor de animale? Sunt crescători, așa cum sunt cultivatori de 1,5 hectare, 2 hectare, sunt și crescători care au o vacă, 2 sau 5 ovine, le cresc pe cont propriu. Veți merge și la partea acestor mici proprietari de animale? De recensământul general agricol nu se referă numai la utilizarea suprafeței agricole, ci are mult mai multe secțiuni. Printre acestea, inclusiv culegerea de date privind șeptelul de animale și în acest caz după aceleași reguli. După cel care vine să administreze respectiva fermă. Deci nu după proprietate, ci după forma de utilizare. Cum veți proceda? Utilizatorul terenului va fi înștiințat în prealabil? Cu cât timp? Cum primește înștiințarea? De la cine? De la dumneavoastră? De la primărie? De la ce instituție? Ca să se pregătească pentru a răspunde chestionarul respectiv. Iarăși o noutate în raport cu recensământul trecut. Am lărgit foarte mult perioada de culegere a datelor. Culegerea datelor nu se mai realizează în maxim 2 săptămâni, cum s-a practicat la recensămintele trecute, ci avem 3 luni. În cele 3 luni mergem atât pe campania pe care o sprijină fiecare primar, pe campania pe care o facem noi la nivel național, pe campania pe care o fac colegii noștri din județe, din direcțiile teritoriale de statistică și să nu uităm că la nivelul fiecarei localități există o comisie care să sprijine acest recensământ. Formată din cine, domnul președinte? Este formată din primar și cu persoane care lucrează în aparatul primăriei sau la nivelul agențiilor sau a
a unităților de pe raza teritoriului respectiv. Vă așteptați la o bună colaborare cu primăriile? Primarii poate să spună, domnule, n-am timp, n-am oameni, oamenii sunt plecați, și să vă loviți de, să zic eu, o lipsă de sprijin din partea primăriilor. Noi în această perioadă am ținut legătura continuă cu colegii din județe, pentru că direcțiile județene de statistică au fost esențiale în pregătire și în derulare efectivă a recensământului și colegii, din discuțiile pe care le-am avut, în cele mai multe localități au avut deja au avut mesaje pozitive și din mesajele de până acum există sprijin din partea primarilor, din partea celor care sunt însărcinați cu această activitate. Ce veți face în cazul în care un utilizator al terenului agricol sau un proprietar de animale pur și simplu refuză să răspundă chestionarului INSE? Există o obligație legală? Există o obligație legală privind oferirea acestor date de către persoanele fizice și de către agenții economici care utilizează terenul agricol sau care dețin șeptel de animale. Și există o serie de penalități în cadrul legal din România. Eu sper că nu se ajunge la această situație neplăcută, întrucât mesajul meu este că datele pe care le culegeți se vor întoarce la cei care utilizează aceste terenuri agricole. Datele pe care le culegem nu vor fi înmagazinate într-o bază de date sau vor face obiectul unor publicații statistice, ci ele sunt folosite pentru luarea unor decizii. Nu întâmplător, aceste recensăminte au loc în toate țările Uniunii Europene. Nu întâmplător, Eurostatul, Comisia Europeană pun mare accent pe aceste date, întrucât ele stau la baza unor politici dezvoltate la nivel european, la nivel național. Domnul președinte, în zona cultivării cartofului există de ceva timp o observație, o reclamație, cum că ar fi un decalaj destul de mare între suprafețele declarate statistic și care circulă la nivel oficial și suprafața din teren. Ar fi mai puțină suprafață decât este declarată. Cum apar astfel de decalaje? INSE-ul de unde își ia datele? Aveți sursele proprii? Vi le dă MADR-ul? Vi le dă APIA? Care sunt sursele de informație pentru INSE pe baza cărora se fac aceste statistici care sunt comunicate public? Institutul Național de Statistică are două categorii de cercetări statistice. Pe de o parte, cercetările statistice derulate strict pe cercetările dezvoltate de institut împreună cu Direcțiile Teritoriale de Statistică. În acest caz există o intervievare în teren, în funcție de subiectul pe care îl abordăm, și a doua, folosirea surselor administrative de la Ministerul Agriculturii, de la APIA și de la alte agenții, funcție de tipul cercetării pe care îl efectuăm. Ce sursă de finanțare aveți pentru această campanie, domnul președinte? Sunt bani publici din ce buget? Și buget european și bugetul național și cam cât vă costă? Există două surse de finanțare. În primul rând este vorba de bugetul național, iar în al doilea rând este vorba de bugetul european. Prin Eurostat, Institutul Național de Statistică a beneficiat de un grant de 4 milioane de euro. Este unul dintre cele mai mari granturi date de Eurostat pe zona agricolă, tocmai datorită importanței și numărului mare de exploatații pe care le are România în raport cu anume pentru acest recensământ. Numai pentru acest recensământ. Și din bugetul național, cât din bugetul național, bugetul total al recensământului este de 320 de milioane de lei, din care Eurostatul a suportat valoarea acestui grant. Probabil că un lucru foarte important este că Institutul Național de Statistică respectă întru totul confidențialitatea datelor care sunt prezentate de fiecare persoană fizică sau agent economic.
avem regulament european, avem legi naționale și statistica nu prezintă niciodată date la nivel individual. Sunt numai date prezentate la nivel agregat și mai mult se poate asigura auditarea trasabilității utilizării acestor date statistice. Asta înseamnă că data declarată sau datele declarate de o anumită persoană niciodată nu vor fi divulgate altor instituții sau vor fi folosite în alte scopuri decât cele statistice. Tot ceea ce se declară se codifică pe un cod statistic și nu există niciun risc că aceste date să fie folosite în alt scop decât strict în scop statistic, ceea ce este foarte, foarte important. Culegerea datelor pentru recensământul general agricol va fi finalizată în iulie, iar datele complete vor fi publicate anul viitor. Atunci vom avea o imagine de ansamblu și în detaliu a agriculturii românești. Să sperăm că șefii de exploatație agricolă vor colabora cu onestitate cu echipele de recenzori și că primăriile se vor implica temeinic pentru obținerea unor date reale și complete în fiecare localitate. Adevărul este condiția fundamentală pentru luarea unor decizii corecte și în același timp mijlocul de a combate dezinformările produse și circulate pe seama agriculturii noastre. Aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă aștept și duminica viitoare pe TVR1 de la ora 10:35. Până atunci, nu uitați, viața satului ne privește pe toți. La revedere! Misiune realizată cu sprijinul AgriCover.